Bun regăsit la Field the Market. Suntem ca de obicei live de la această oră la emisiunea zilnică dedicată piețelor financiare. Te salut, Tiberiu. Salut, Cătălin. Îmi pare bine să ne revedem astăzi și salut și pe cei care ne urmăresc. Începem o nouă săptămână în care vom continua, nu, să comentăm împreună cu invitații noștri evoluția business-ului, perspectivele pentru a doua jumătate a anului a companiilor listate la București și astăzi vor veni cei de la Holde Agri. Vă așteptăm în chat cu întrebări și comentarii dintre cele mai interesante. Până atunci hai să vedem, să spunem câteva vorbe de evoluția asta interesantă, în special a piețelor de acțiuni. Iată, Statele Unite deschid pe verde astăzi după 3 sesiuni consecutive săptămâna trecută, care au dus la o creștere, la o săptămână extrem, extrem de pozitivă, cam 3%, între 2 și 3% acolo, și s-a întrerupt acea serie negativă. O să ne uităm și pe grafic. Mâine așteptăm inflația, nu se așteaptă cifre în scădere, vorbeam noi înainte de emisiune, deși m-am uitat, Jerome Powell într-un discurs joi la Institutul Cato a reiterat că ei țin pedala accelerată ca să controleze inflația, vor crește dobânzile, deci speculațiile alea am văzut cu schimbarea iminentă a politicii monetare, cum spun ei, pivotare, da, nu știu, s-au inventat, iată, cuvinte noi, nu cred că e de actualitate. Deocamdată, să vedem. Da, pivotarea e un termen pe care, din câte știu, era folosit de către investitori în business să schimbe domeniul de activitate de la unul care nu mergea către unul care merge. Cred că tot așa se dorește și acum. Ce n-a mers până acum, să o dăm cu ceva care ar putea să meargă. În continuare, ce ți-ai spus tu, nu numai în Statele Unite, am avut o săptămână bună la finalul săptămânii precedente și în Europa am văzut că evoluțiile au fost pozitive. DAX-ul a crescut, Eurostoxx 600 și el a crescut, ambele cu peste 1,5%. Am văzut că există cumva un început de euforie, să zic așa, și în Europa. Acum, deși știm foarte bine că ECB-ul a crescut ratele dobânzilor cu 0,75%, s-ar putea să vedem în continuare volatilitate în piață, dar una peste alta, evoluția asta bună din piețele de acțiuni, am văzut-o că s-a repercutat cumva și în evoluția parității euro-dolar. Euro a început să-și mai revină cumva față de dolar și s-ar putea să aibă o traiectorie tot așa pozitivă de aici încolo, pentru că crescând dobânzile crește și atractivitatea. Deci, și astăzi am văzut că la fel, au deschis în continuare pe verde, 1,52%, DAX-ul și toți ceilalți, Franța, Anglia și așa mai departe. Exact, numai BVB-ul nu vrea să o cotească, dar asta e altă discuție. Totuși să nu uităm, să remarcăm încă o dată aceste creșteri din ultimele 3 zile ale săptămânii trecute, foarte mari pe indice american, și vedem și în tabel ce câștiguri am avut săptămâna trecută. Vorbeai de o euforie așa, n-a zice chiar așa, dar totuși hai să ne uităm puțin pe graficul ăsta, că e foarte interesant ce se întâmplă pe S&P și până la urmă, continuarea scăderii. Suntem pe o tendință descendentă, asta e clar. Nu suntem în piață bear pe S&P, pentru că piața bear a fost doar aici, de vreo două ori, pentru că la minus 20%. Acum, creșterea asta puternică din iulie și mai bine de jumătate din august s-a oprit aici, într-o zonă de triplă rezistență, aveam linie de trend, aveam nivelul ăsta la 4300 și media de simplă de 200. Și iată, s-a dus în jos și după aia confirmarea zonei de rezistență și s-a oprit cumva la FIBO-ul ăsta, la 3900, să spunem, rotund. Ce e interesant, că de aici avem un rebound, dar ne apropiem iarăși de zona de rezistență. E o zonă puternică aici și probabil că de aici vom avea, dacă vom face un minim mai mic ca precedentul, o nouă scădere. Întrebarea e, vom trece sub linia asta? Pentru că dacă nu trecem sub linia asta de trend, ne apropiem de vârful acestui triunghi și la un moment dat poate mișcarea va fi mai violentă, să spunem, și va ieși din acest range în care cred eu că ne vom continua mai mult timp, pentru că suportul dincolo de acest 3900, să spunem, avem acest 3850, zona inițială de suport la minus 20, și avem totuși minimele trecute de la 3640 rotund, dar eu mă așteptam a treia oară să atingem această medie de 200 pe weekly, care vine aici cumva la 3500-3550, deci nu e exclus să vedem și minimele astea deocamdată. Că vor fi 3300 sau 3000, cum spun unii, mai mult până departe, deocamdată suntem între aceste două zone și aici trebuie să ne uităm, ne apropiem de rezistență.
Da, cred că ar trebui să nu le dăm cumva apă la moară celor care sunt mai puțin optimiști, dar asta e cuvântul, și ar trebui să lăsăm lucrurile să se desfășoare, mă rog, să intre pe... Dar nici să cădem în extrema aia a optimiștilor, să vedem numai crește. Nu știu dacă avem neapărat prea multe motive pentru care am intrat într-o fază de optimism exagerat, pentru că în continuare, deși s-ar putea ca săptămâna asta, zilele astea, cred că mâine o să vină inflația din Statele Unite și sentimentul cumva s-a îmbunătățit în piețe, pentru, mă rog, principalul motiv fiind că s-ar putea ca inflația să fie în scădere. Adică aici cumva văd o îmbunătățire a sentimentului. Pentru în sensul a doua că... lună la rând, să amintim. Da, pentru că odată ce inflația se va tempera și va corecta o vală în jos, nici banca centrală, băncile centrale în general din lume nu vor mai avea motive atât de întemeiate pentru creșterea ratelor atât de puternice și atât de abrupte de la o lună la alta sau de la o ședință la alta. Deci dacă inflația se va tempera de aici încolo, e clar că s-ar putea să revină din nou și ne dorim să revină cumva din nou sentimentul ăsta pozitiv în piață, pentru că spuneai și tu, da, pe unele piețe nu se întâmplă mai nimic. Adică, da, mai exact la noi. Da, bine, la noi e și o altă situație și o să discutăm imediat de evoluția de la noi, dar aminteai de băncile centrale și săptămâna trecută Banca Centrală Europeană a fost cea alături și de Reserve Bank of Australia, Bank of Canada, care au crescut ratele de dobândă. A fost o creștere cu un pas istoric, spuneam noi atunci, spun toții, 0,75%. A ajuns la 1,25%, deci iată, mari creșteri de dobândă în ultimele două luni, în ultimele trei, mă rog, iulie și septembrie, dar totuși suntem de-abia la 1,25%. Spuneam noi, asta nu e o dobândă să te sperie, niște rate să te sperie, mai ales că totuși să nu uităm, mergem spre 2,5, nu? Banca a semnalat noi creșteri pentru a domoli inflația și să nu uităm, avem a doua citire a inflației vineri acum, de la maximul ăsta istoric și să nu uităm totuși că avem o criză energetică, e mai complicat rău de tot, e complicat rău în Europa. Pe lângă, să zic așa, întărirea euro față de dolar, odată cu creșterea ratelor, avem și downside în partea cealaltă că tot ceea ce înseamnă scumpirea costului creditării se va repercuta imediat în scăderea consumului. Scăderea consumului, teoretic, ar trebui să se vadă într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă, într-o contracție economică. E clar că am văzut mai peste tot, toată lumea se așteaptă mai devreme sau mai târziu, s-ar putea ca de la anul încolo, în primul sau al doilea trimestru din 2023, să intrăm cumva într-o recesiune. Știm că e și iarnă atunci, suntem în miezul iernii, ianuarie, februarie și dacă... Mă rog, dacă vom avea șanse sau norocul să avem o iarnă ușoară, s-ar putea ca gazele care sunt în momentul de față în depozitele țărilor din Uniunea Europeană, zona euro, să ne ducă cumva până mai spre primăvară. Dacă nu, lucrurile, din păcate, nu o să arate bine în euro. Da, și cred mai degrabă că întrebarea e dacă cumva sunt șanse pentru o recesiune mai blândă. Nu dacă e recesiune, că asta sunt șanse foarte mari să fie. Și în plus ar mai fi ceva. Tot ceea ce înseamnă creșterea ratelor de dobândă se va vedea și în costul de finanțare al țărilor. Adică obligațiunile pe 10 ani, Germania, acum am văzut că sunt 1,5-1,6, dar Italia e mai sus, e la 3,9-4%, lucru care orice... Asta e problema zonei euro, asta e marea problema zonei euro. Diferența dintre nord și sud, țările puternic dezvoltate și cele care încă mai au de recuperat. E aceeași monedă, dar te împrumuți complet diferit și poți să faci speculații pe piețe diferite. Apropo că spuneai că se întărește euro, să nu creadă cei care ne urmăresc că de acum urmează o creștere a euro față de dolar. E o revenire, e o corecție, spuneam, e la 1,01, deci să nu credeți că se schimbă multe și tendința deocamdată rămâne. Da? Vedem până cât timp. Hai să vorbim totuși și de evoluțiile de la noi cu... A venit inflația la noi și de evoluție indicilor. Ce spui de inflația asta? 15,3, parcă scăzuse de la 15,1 la 15, acum iată 15,3. Mă rog, cu rotunjirile de rigoare tot pe acolo suntem. Și țin să te anunț că cartofii nu mai sunt cel mai, cei care s-au scumpit cel mai mult, au fost bătuți de gaze. Am văzut explicabil până la urmă.
Da, marea creștere acum a venit, n-a mai venit de la tot ceea ce înseamnă energie, a venit de la alimente Da. față de ceea ce s-a întâmplat până acum. Pentru că a fost de ajuns cumva să vedem creșterile alea exponențiale de la o lună la alta în ultimul an de zile, să zic, și am tot dat vina pe faptul că energia, gazele, curentul și așa mai departe, o să ne, mă rog, să vedem unde o să ajungem cu ele. Dar au mai crescut și o să crească în continuare, zic eu, alimentele, pentru că dacă au crescut tot ceea ce înseamnă energia, asta înseamnă un cost de intrare în producție și pâinea se face în continuare, mă rog, în cuptor și are nevoie de gaze. Mă rog, asta zic că este doar un singur exemplu. Am mai văzut tot așa o creștere la tot ceea ce înseamnă transport aerian, că tot a fost vorba și am tot vorbit și de companiile astea, vreo 35-36% la fel față de aceeași perioadă a anului trecut. S-ar putea ca trendul ăsta să continue de aici încolo. Sau să se stabilizeze cel mult, undeva poate 15-16%. Am mai văzut și. Oricum, BNR-ul față de sfârșitul acestui an, când mai estima 12,5, acum are 13,9, dacă nu mă înșel estimarea. Deci cumva pe aici ar trebui să fie. Iar la finalul anului viitor, de la 6,7 au crescut-o la 7,5. Deci probabil că oricum două cifre vom avea și în primul semestru al anului viitor. Vom vedea ce va fi de aici Păi încolo, vom să avea pe spun. alte piețe mult mai mari, gen UK, din câte știi, adică s-ar putea să fie și acolo peste 10%, chiar și în primul trimestru al anului viitor. În fine, asta așa Și doar ca ca o să paralelă. încheiem, înainte să trecem la Holdeagri, ca să încheiem cu evoluțiile de la noi, mult mai puțin volatilă piața, evident, și totuși ce e interesant, că săptămâna trecută a crescut din nou volumul, lichiditatea medie, cel puțin pe piața acțiunilor, 6,18 milioane, am calculat de la 5,58 cu 2 săptămâni înainte și de la acel minim 3,80. Sunt milioane de euro, vorbim de niște cifre ridicole și, din păcate, asta e. De-aia nu se mișcă prețurile prea mult, dar, până la urmă, la scăderi e bine când nu se mișcă. Acum, din păcate, nici la creștere nu prea suntem corelați, dar astea sunt variațiile și trebuie să ne obișnuim cu ele. Oricum, randamentul de la începutul anului rămân unele mult mai accesibile, să spun așa, pentru investitori decât cei pe piețele Asta vreau mari. să completez, mă rog, în ceea ce ai spus tu, faptul că volatilitatea asta redusă cumva simplifică și nu crește amplitudinile pe care le-am văzut în plan extern până acum, peste ocean, Europa și mai departe. Asta e un lucru bun. Faptul că nu cresc cum Perfect. trebuie, asta e partea a doua. Bun, hai să rămânem la BVB și să invităm pe Iulian și pe Liviu, reprezentanții Holdeagri Invest. Bun revenit la Field the Markets, domnilor. Bine v-am regăsit, salutare! Bine v-am regăsit! Ne Salut! întâlnim acum, iată, ne apropiem de finalul celui de-al treilea trimestru, să comentăm puțin cum a fost primul semestru pentru Holdeagri și, în general, pentru agricultura de la noi, și v-aș întreba, dincolo de rezultate, o să ne uităm. Am lăsat să treacă timpul să se vadă, să investitorii să analizeze puțin cifrele, dar aici e vorba și de ciclicitate, e vorba și de altceva în agricultură. Eu v-aș întreba cum se situează în momentul ăsta, hai să spunem la jumătatea anului, Holdeagri, în acest plan multianual pe care l-ați început și ați luat o companie și în câțiva ani să se dezvolte. Din ce am văzut, îndepliniți, așa, sunteți riguroși și ba chiar cred că aveți o suprafață de teren mai mare, parcă, decât era programată în momentul ăsta, nu? Cum stați așa? Cine începe, Iulia? Atunci să spun Cel eu mai din punct mare de încat, să vedere. spunem așa. O luăm în ordinea crescătoare a vârstei, să zicem. A numerelor de pătrică. Da. Păi, vă pot spune, da, acum, hai să spun din punctul meu de vedere, cel al investitorului, fiind și unul din investitorii în primele etape ale proiectului, foarte devreme atunci, și având și, evident, privilegiul de a urmări proiectul în toată perioada asta a 4 ani trecuți, aproape 5. Acum, din punctul meu de vedere, proiectul a mers
într-adevăr, peste așteptările pe care le-am avut, pe care le-am avut inițial. Când spun peste așteptări, mă refer pe de o parte la evoluția, la rapiditatea cu care a evoluat suprafața, achiziția de terenuri, de ferme, lucru care evident că e extrem de important, la construcția echipei, structurarea proiectului. Cred că suntem la un nivel de maturitate pe care trebuie să recunosc că nu îl așteptam atât de, să fie atât de bine, atât de închegat după o perioadă de 4 ani. Ceea ce evident că, sau și cele două lucruri probabil că sunt și destul de bine legate, pentru că echipa e cea care a generat rezultatele și punctul în care ne aflăm acum. De asemenea, sunt foarte mulțumit de etapele de majorări de capital pe care le-am desfășurat până acum. Cred că și prețul a reflectat la acea primă de emisiune în creștere constantă de la o majorare la cealaltă. A reflectat într-o bună măsură, aș spune eu, evoluția proiectului. Și una peste alta, eu sunt foarte mulțumit de cum a mers proiectul și nu doar de cum a mers până acum, dar și perspectivele pe care le avem de aici înainte arată cel puțin la fel de bine, din punctul meu de vedere. Da. Acum, din punct de vedere operațional și detalii mai din zona executivă, cred că Liviu e mult mai în măsură să vă răspund. Exact, și voiam să te întreb, Liviu, practic multe din etapele astea de dezvoltare, să spun, multe din evenimente au avut loc anul ăsta, păi a fost un prim semestru extrem de bogat, vedeam și pe planșa aia că ați accelerat așa în dezvoltare. Da, eu, ce să zic, perspectiva din mijlocul furtunii, îți dai seama, e, uneori nici nu mai vezi tot ce se întâmplă. Mă bucur că Iulian, fiind, având o privire și din exterior, un pic a putut să sintetizeze așa și să prezinte lucrurile foarte structurat. În orice caz, pot să vă confirm și eu un lucru, că echipa noastră este foarte solidă așa și capabilă și firma, am și scris în raport și așa am spus-o în funcție de ce simt, este foarte într-o etapă când e foarte solidă așa, nu știu. E un semn de maturizare, lucrurile se întâmplă mult mai multe lucruri în paralel. Putem să facem, să derulăm foarte multe proiecte de investiții, achiziții, mă rog, creștere de capital, program de răscumpărare de acțiuni clasă B, parcă, da, scuze, B, preferențiale, da. Exact, preferențialele, adică a fost într-adevăr o primă jumătate de an foarte plină din toate punctele de vedere. Bineînțeles că și din punct de vedere operațional, lucrările pe câmp în agricultură e mai rău decât la furnal, să zic așa. Adică furnalul mai oprești, dar agricultura nu poți să oprești, că dacă nu semeni porumbul la timp, nu-l mai semeni după aia nici dacă trec doar 2-3 săptămâni. Și deci cam asta e senzația, pe de o parte de foarte multe lucruri care se întâmplă, pe de altă parte de maturizarea echipei și de, cum să spun, pol de o societate așa foarte serioasă și foarte solidă. Aș vrea să rămânem tot aici, în zona operațională, să vorbim puțin de și de producție. Am văzut culturile de toamnă grâu și rapiță aici, am văzut că am înregistrat o, mă rog, producție bună, satisfăcătoare din punctul vostru de vedere, o creștere vreo 54% comparativ cu anul trecut, dar am văzut că la floarea soarelui și la porumb aici lucrurile nu au evoluat așa cum v-ați așteptat voi, în primul rând datorită secetei. Și v-aș întreba cum arată, ați putut să faceți o evaluare în momentul de față, în raport cu anul trecut, sau încă e prematur? Am făcut o evaluare și de altfel, ce se întâmplă acum, trebuie să toată lumea să înțeleagă că în fiecare an producțiile sunt un pic mai mari, un pic mai mici și prețurile sunt un pic mai mari, un pic mai mici. Adică nu sunt lucruri pe care nu le pot prezice, oricât de bine informat ai fi. Piețele lucrează în ceea ce privește prețurile, vremea lucrează în ceea ce privește producțiile.
Într-adevăr, față de anul trecut, spre exemplu, Grâul și cu Rapid au avut producții un pic mai mici, dar prețurile au fost un pic mai bune și una peste alta încasările au fost, să zic, un pic peste așteptări. Acum, la Floarea Soarelui și Porumb, sigur că ne-am fi dorit să avem recolte o leacă mai bune față de niște, să zic, medii multianuale pe care ni le estimăm, prognozăm. Deci nu întotdeauna noi ne bugetăm pe niște medii. Ok, asta e situația. Dar pe de altă parte, da, ne-am făcut, avem prognoze, să zic, facem periodic. Și după cum am scris în raport, ne menținem fără problemă, să zic așa, producțiunea pe care am făcut-o în buget și sperăm chiar la mai bine. Dar încă recoltăm, la Porumb încă recoltăm și chiar și la Floarea Soarelui, într-una din ferme, recoltăm și la momentul ăsta, deci nu putem să avem chiar imaginea 100%. Am văzut acum silozul de la Călinești are acum 15.000 de tone, nu? Capacitate și am văzut că deja ați demarat cumva, ați săpat infrastructura pentru un nou proiect, asta de vreo 10.000, nu? În ce grafic este? Păi Călineștiul, da, e finalizat, se fac ultimele probe, mă rog, încercăm să băgăm marfă. Și în partea cealaltă, la Frumușani, vrem să-l avem gata în primăvară pentru recolta din 2023 și sunt 10.000 de tone. Cam asta ne propunem pentru o fermă, să zic, mărișoară. 10.000 de tone de siloz este o capacitate suficientă, optimă. Apropo de producțiile astea la hectar și cum evoluează, cum spuneai tu, în funcție și de producție și de prețuri, agricultura de la noi a plecat cu un handicap în anii 90. Erau terenurile fără mițați sau 2000, să spunem, na, terenuri fără mițate, fără mecanizare, cum se vorbea pe vremea aia, acum tehnologie. Între timp s-au schimbat lucrurile. Cum stăm față de, să spunem, media Uniunii Europene sau față de țările cu care ar trebui să ne comparăm și cu care ar trebui să ne batem, nu? Din punctul ăsta de vedere. Cum vedeți voi? Cum simțiți voi? S-au făcut, e clar, pași mari, dar mai e de recuperat? Suntem la un nivel care ne permite să fim un jucător în zonă? Cum? Hai să încerc eu să fac așa o primă punct de vedere. Suprafețe în România sunt de mai multe tipuri. Sunt suprafețe lucrate cum lucrăm și noi în regim, să zic, comasat, cu utilaje foarte performante și cu, să zic, mai mult decât utilaje, tehnologii avansate. Sunt și suprafețe lucrate de ferme mici, mai mici, unde lucrurile acum sunt diferite în funcție și de fermier, fiecare cum a reușit să-și pună la punct, mă rog, afacerea. Există destul de multă suprafață, circa, nu știu, cred că o treime aproape de, nu sunt ferme, sunt suprafețe, așa foarte mici, fragmente de teren. Și vitezele pentru aceste trei categorii de exploatații agricole sunt diferite. Adică fermele mari evoluează cu o viteză, zic eu, foarte mare și pot să spun că suntem în topul fermelor din Europa din acest punct de vedere. Sunt fermieri în România, sper că ne situăm și noi printre ei, care, ce să zic, au tot ce ne trebuie și fac treabă foarte bună și au producții bune și așa mai departe, dar din păcate viteza cu care evoluează zona de teren fragmentat și poate chiar și fermele mai mici, eu mi-aș dori să văd o viteză un pic mai mare cu care evoluează. Simt că nu este acolo unde ar putea să fie. Deci cam așa văd, pe niște paliere, din păcate. Există diferențe de nu știu. Pe de altă parte, și potențialul mai mare, mă gândesc, în momentul în care terenurile și cei care trag în jos, într-un moment sau altul, sub o asociere sau alta, vor evolua și ei, nu? Trebuie să țină pasul la un moment. Da și nu, adică da, ne-am dorit. Sau vor fi cumpărați de cei mari. Eu zic că suprafețele trebuie să se comaseze
pentru că altfel nu poți face agricultură. Deci cel puțin a treia categorie de teren fragmentat, că nu poți să numești ferme când vorbești de 5-10 hectare sau să zicem 25, adică nu e o fermă, poate doar pentru anumite culturi din astea de tip high value, nu știu, eu știu ce fel de zneură sau alte, dar nu discutăm de asta. Deci vorbesc de terenurile destinate pentru cultura mare. Terenurile astea foarte fragmentate trebuie neapărat să se comaseze, pentru că altfel nu se pot numi agricultură. Din păcate simt că se întâmplă încă lent și aici eu am mai spus, trebuie și autoritatea publică să vină cu niște cu inițiativă și cu și cu legi, pentru că nu se poate întâmpla totul doar din inițiativa privată. E o discuție destul de lungă și destul de complicată. Da. Hai că o să mai vorbim de partea asta de, mă rog, de ferme, de achiziții, dar înainte aș vrea să-l întreb și pe Iulian în legătură cu majorarea de capital. Am văzut în raport 21 de milioane de lei, nu? Au fost atrase de la investitori acum prin majorarea de capital. Și aș vrea să te întreb, mă rog, cum s-ar duce banii ăștia de aici încolo? Cum s-ar cheltui? Pe ce? Achiziții de noi ferme, alte investiții? Cum s-ar împărți? Aș mai adăuga, într-adevăr, contribuție cash la majorare în jur de 21 milioane lei. Aș mai adăuga la suma aceasta și răscumpărarea acțiunilor, pentru că a fost un subiect intens dezbătut inclusiv la voi în emisiune despre faimoasele acțiuni preferențiale clasa B. Într-un final, e una din promisiunile pe care le-am făcut acționarilor de la listare că vom, având în vedere că a fost un mecanism, hai să spun, o primă de risc pentru acționarii de atunci din prima rundă și se pare că n-au fost tocmai bine înțelese. Ne-am luat angajamentul să scăpăm de ele, să renunțăm la aceste acțiuni clasa B. Am răscumpărat, societatea a răscumpărat, cred că peste 95% din ele, au mai rămas poate 2-3 acționari cu care efectiv n-am reușit procedural să trecem prin etapa, prin demersurile de răscumpărare, să semnăm documentele, contractele, dar ele au fost răscumpărate de societate și valoarea lor, contravaloarea lor a fost rămas o creanță și aportată de către toți acționarii înapoi în proiect. Deci chiar dacă nu vorbim de o contribuție în cash, dar valoarea celor acțiuni a rămas în, nu a fost scos niciun leu din capitalul companiei, a rămas în proiect. Am vrut să menționez asta, acum revenind la întrebarea legată de atragerea de capital și destinația capitalului. Focusul nostru rămâne același, adică strategia noastră are o direcție importantă, principală, și anume creșterea suprafeței, pentru că este ceea ce dă și această scalabilitate a proiectului, profitabilitatea pe hectar, pe suprafață. Deci asta din punctul nostru de vedere este esențial în următorii ani. Pe lângă asta, evident că mai sunt o serie de direcții cu importanța lor, investiții care merg în eficientizarea activității, cum ar fi silozurile, despre care s-a discutat și, cum spunea și Liviu, avem încă 10.000 de tone în lucru pentru anul viitor. Irigații și, din câte știu, la fel de la colegii din echipa executivă, au fost pe încă 100 și ceva de hectare, deci în total acum avem aproape 300 de hectare irigate. Și mai avem în plan să continuăm investițiile și în direcția aceasta. Și plus că am văzut că sunteți în plin proces de achiziționare unei noi ferme, nu? Așa scrie în raport, și negocieri pentru un nou nucleu. Aici poate Liviu să ne dea mai multe detalii sau da. Cum va fi tot pe lângă București undeva sau, mă rog, în zona asta de aici de deja sub, deja nu mai e pe lângă București, că deja aici se are calitate bună pământul, nu? Sunt pământul are calitate bună și mai aproape și mai departe de București. Suntem din fericire o țară cu pământ de calitate foarte bună, chiar dacă nu e neapărat tot așa, să spunem, din ăsta faimos. Calitatea o mai face și omul, zic eu, agricultorul.
Și aici chiar vreau să fac așa o paranteză. Lucrăm la fertilitatea solului, la calitatea solului, aplicăm amendamente, reglăm pH-ul, e un lucru foarte important pentru sol. Și anul ăsta chiar am scris și în raport, am demarat așa o acțiune de a colecta gunoi de gras și de a face, de a composta și de a adăuga practic materie organică terenului pe care lucrăm. Și ca să revin, da, suntem în negociere, mă rog, foarte avansată, adică deja sunt semnate documente pentru ca să creștem suprafața într-una din fermele existente cu încă circa, o să vedem, 1.000-1.300 de hectare. Și da, suntem în negocieri cu mai multe, mă rog, societăți, persoane, ca să achiziționăm o fermă mai mare și care va reprezenta al cincelea nucleu. Acum, dacă va fi în zona, să zic, să-i spunem, limitrofă Bucureștiului, da, bine, vorbim de 200 de kilometri maxim depărtare, da? Nu e chiar fix lângă București, sau dacă va fi un pic mai departe, noi în viitor avem în vedere să ne extindem și să spun, noi le numim, ce avem acum e o regiune, o, să zic, distanță de 100 de kilometri, 150 de kilometri ne permite să controlăm și să, mă rog, servisăm ce activități avem din, de la centru. Dar este posibil să deschidem și o altă regiune, deci să avem un fel de alt grup de ferme care să aibă un alt mic centru de servicii, mai ales pe elementele tehnice, cum ar fi agronomie, mecanizare, mă rog, agricultură de precizie. Deci, cred că v-am răspuns la întrebare apropo de sper. Da, ușor, ușor, regiune cu regiune, în câțiva ani cred că o să puneți mâna pe tot bărăganul ăsta. Noi vă dorim succes, că e un teren bun. Apropo de, de acțiunile alea, Iulian, n-au fost bine înțelese. Eu cred că le-ați explicat de mult. Eu cred că n-au fost bine văzute, dar asta e partea a doua. Bine că s-a lămurit. Hai să vorbim foarte pe scurt de cifrele astea, dacă e de comentat ceva, sau poate să explicăm celor mai puțin inițiați de ce e această sezonalitate în agricultură, de ce aveți cheltuieli mari în primul semestru și venituri în al doilea, ceva de genul ăsta. Hai să explicăm puțin. Păi, hai să zic eu întâi foarte așa scurt și clar, vis-a-vis de cum se desfășoară activitatea în agricultură pe care o facem noi. Se seamănă în septembrie-octombrie grâu și rapița, pe care o recoltăm în iulie, în general în iulie, foarte rar începem în iunie. Și semănăm în martie-aprilie și poate început de mai floarea soarelui și porumb, pe care îl recoltăm în august-septembrie-octombrie. Deci e foarte limpede că până la 30 iunie noi nu avem niciun venit în mod normal. Anul acesta am avut, în general nu punem orz. Anul acesta am avut în ferma din Contești pe care am achiziționat-o o suprafață de orz pe care l-am recoltat. Orzul se recoltează un pic mai devreme, a fost în iunie și drept urmare am început să avem ceva, dar foarte puțin venituri în iunie și deci în primul semestru. În rest, e vorba de APIA, care face o declarație, banii vin mai târziu, dar se înregistrează deja venituri, și eventual TVA de recuperat, chestiuni de tipul ăsta. Da, e explicația pe scurt și cred că e destul de limpede și trebuie să acceptăm lucrurile așa. Da, sigur. Vorbeam mai puțin înainte legat de tot ceea ce înseamnă creanțele sau datorile pe care ar trebui să le recuperați. Și totdeauna sectorul agricol e unul destul de problematic, în sensul că producția care e vândută se recuperează, mă rog, teoretic în proporție de 90 și poate 100%, dar sunt și cazuri în care nu se mai recuperează sau termenul de recuperare se extinde foarte mult, chiar peste un an de zile. Cum este cazul vostru? Voi cum stați cu gradul de recuperare al creanțelor, să zic, al culturilor? Da, haideți că răspund eu la întrebarea asta, că știu un pic mai în detaliu subiectul. Deci, în raport, într-adevăr, este o sumă destul de mare, așa pare, de 23 de milioane. Este vorba de subvenții, pe de-o parte, faci declarația, trebuie să înregistrezi
nu le încasez decât în general în toamnă, uneori statul se mai întinde și până în primăvara anului următor, s-a întâmplat. Este vorba de TVA de recuperat, care pur și simplu, mă rog, a trecut peste momentul 30 iunie. Și după cum vă spuneam, este aici și o componentă din recolta de ors care tocmai fusese recoltată, livrată, facturată și banii de fapt în momentul ăsta sunt absolut toți încasați. Acum vreau să spun pentru toată lumea că noi nu suntem în situația de a avea, cum să spun, probleme cu încasările. Să zic, suntem un pic privilegiați din punctul ăsta de vedere. Sunt cantități foarte mari, livrăm către firme foarte serioase, foarte mari, se plătește foarte repede. N-am ce să comentez aici, e vorba de zile uneori și nu prea avem niciun fel de creanțe de încasat mai mult de, nu știu, zile sau săptămâni. Acum, deci nu vorbim de creanțe comerciale, într-adevăr, ceea ce a menționat Liviu sunt în general creanțe de la stat. Vreau să te întreb, Iulian, apropo de fluctuațiile mari din ultimul an, să spunem, de cotațiile diferitelor produse agricole. Știu că tu erai foarte atent și făceați și un fel de hedging la un moment dat pentru a vă proteja. Cum vezi în momentul ăsta fluctuațiile astea? Cum vezi perspectiva? S-au mai liniștit prețurile și nu vom mai avea crește sau scădere atât de mari? Vă puteți face un plan mai atent apropo de prețuri, pentru că o fluctuație, și să nu uităm, războiul a schimbat foarte multe în zonă, de la rute de transport, la depozitare, iată, de cei care au posibilitatea, iată, de silozuri, poate ies în avantaj, poate nu, alții care... Cum vezi toate astea? Că incertitudinea în continuare persistă și e clar că afectează planurile, măcar pe termen mediu. Da. Sigur că urmărim cotațiile tuturor produselor pe care le vindem și care sunt atât în Europa cât și în Statele Unite listate în bursele de mărfuri. Evident că deși situația este neplăcută, rezultatele, contextul ne-a avantajat, ne-a favorizat. Adică creșterea aceasta accelerată a prețurilor atât la grâu, la rapiță, la porumb, la absolut toate mărfurile pe care noi le producem, evident că ne-a avantajat extrem de tare. Ele au început să mai scadă. Din punctul meu de vedere, și cum să spun, luați-o doar ca pe o estimare, probabilitatea ca ele să revină la nivelurile de la care au plecat sau mai jos este foarte mică. Asta și din cauza incertitudinilor care în continuare persistă în Ucraina. Din punctul meu de vedere, chiar dacă s-ar încheia mâine conflictul de acolo, revenirea industriei nu va fi nici de cum la fel de lentă, la fel de rapid. Și va mai dura timp până când lucrurile vor reveni la normal acolo. Încă o dată, chiar și în situația încheierii conflictului. În afară de asta, au mai fost și în alte zone pe glob evenimente care au declanșat creșterile prețurilor. Au fost, pe de-o parte, oricum presiunile în sine inflaționiste. Pe de altă parte, creșterea inputurilor, care de data asta evident că ne-a dezavantajat. Au fost zone, toată zona Indiei, de exemplu, cu secetă extrem de gravă, care a redus foarte tare și acolo cantitățile de grâu exportate. Și așa mai departe, că au mai fost, inclusiv în Africa de Sud, probleme. N-a fost doar Ucraina, dar în cazul nostru, probabil că cel mai mare efect s-a văzut din cauza conflictului de acolo. Noi avem expunerea aceasta pozitivă, să spun, pe evoluția în sus a prețurilor și în continuare credem că ele vor rămâne într-o zonă favorabilă, să spun, adică într-o zonă destul de mult peste ceea ce am avut 2020-2021. Aș vrea să rămân și mai am o întrebare pentru tine, Iulian, înainte să ne uităm și pe grafic și să mai vorbim puțin și despre celelalte subiecte pe care le mai avem. Am vorbit mai devreme de majorarea de capital, mă rog, pe care ați făcut-o, cei 20 ceva de milioane de lei.
dar am văzut în raport și cred că am mai vorbit și data trecută de intenția voastră de a lua o finanțare mult mai mare, sindicalizată, am văzut undeva peste 150-160 de milioane de lei. Majorarea de capital față de asta pare, mă rog, o nimica toată, așa să zic. Sunteți în plan cumva cu ea? Adică credeți că până la, nu știu, la finalul anului se va finaliza sau e ceva multianual, având în vedere că suma e destul de consistentă? Las pe Liviu să răspundă mai în detaliu, dar este o sumă pe care nu e o sumă pe care o vom atrage integral și o vom pune la lucru integral, ca să mă exprim așa. E în tranșe. O sumă care acoperă, este o sumă din care vom trage capital pe măsură ce vom avea nevoie de el. Plus că e o sumă care acoperă și niște refinanțări și capital de lucru. Las pe Liviu să dea mai multe detalii. Exact, este o restructurare a finanțărilor bancare pe care le avem. Este pe patru componente, da? O componentă destul de importantă este capitalul de lucru, care este revolving, deci îl iei în fiecare an și îl folosești și îl dai înapoi și tot așa. Este vorba de capital pentru ca să investim în extindere și să achiziționăm ferme și îl practic combinăm cu equity, cu bani pe care i-am atras de la investitori și astfel investim în ferme și sigur tot așa există o perspectivă de 2-3 ani pentru capitalul ăsta ca să-l folosim. Și bineînțeles avem și linie pentru ca să cumpărăm teren agricol și ca să investim în tot ce înseamnă proiecte de investiții, irigații, silozuri, chiar și utilaje, deși utilajele sunt toate pe leasing. Deci cumva suma asta, da, pare așa foarte mare, dar trebuie, dacă privești în detaliu, este ceea ce e normal să aibă o societate cum e Colde. Da. Bun. Da. Până să vorbim, că trece timpul foarte repede și mai avem 2-3 întrebări, sunt și în chat, hai să arăt foarte pe scurt evoluția. O evoluție interesantă în sensul care, teoretic, din punct de vedere tehnic, ea dă cu capul de o linie de rezistență astăzi și avem o mică corecție, dar asta e un amănunt nesemnificativ. Important e că suntem la o zonă de suport, asta 1.61-1.65, să spun 1.66, și o trecere, mai ales că va trece și peste linia asta de rezistență, deschide calea unor aprecieri chiar semnificative, zic eu, măcar până la 1.75, ceva de genul ăsta. Dacă nu, e posibil sub 1.61 să fie niște scăderi, dar următoarea zonă foarte, foarte importantă și de care n-am mai trecut practic de la listare când a fost sub ea, e zona asta de la 1.46-1.50, să spunem. Deci cam așa evoluează, sunt scăderi, e o evoluție descendentă ca pe toată bursa, dar parcă stă un pic mai bine ca alte acțiuni, să vedem ce va fi în continuare. Vom compara și cu cele din sectorul agricol. Te rog, Tiberiu, mai avem niște întrebări. Da, o să iau din cea, dar înainte din cea aș vrea să-l întreb pe Liviu vis-a-vis de agricultura ecologică. Deci aveți în momentul de față vreo 2000 de hectare pe care le cultivați în sistem eco. E aproape un nucleu pentru voi, așa să zic. Da. Mai aveți în plan să-l mai dezvoltați? Am văzut că România, mă rog, per total e undeva la 3-4%, la nivelul e undeva la 25-30% din totalul suprafeței care se cultivă ecologic. Și mai ales având în vedere faptul că voi, din câte am văzut, pe toată o cam exportați, nu? Producția. Da, se exportă destul de mult, export. Livrăm către Uniunea Europeană, mă rog, sunt zone de procesare foarte puternice în Austria, în Germania, Italia. Anul ăsta am dat și în România, am dat și anul trecut ceva greu. Deocamdată, să zic, încercăm să perfecționăm agricultura ecologică pe suprafața pe care lucrăm de aproximativ 2000 de hectare. Anul trecut au fost rezultate nu neapărat, să zic, așa cum ne așteptam. Anul ăsta sunt rezultate un pic mai bune, am schimbat un pic ceva la strategie. După cum vă spuneam, tot anul ăsta am început să aducem, să aducem în fermele noastre gunoi de graj și să compostăm și pe care îl folosim și în agricultura ecologică și avem speranțe că în felul ăsta vom putea să obținem producții mai mari cu, să zicem, costuri un pic mai mici și cu un efect mai bun, cred, decât îngrășămintele așa zise, nu știu, produse, să zic, nu știu cum să le spun, că nu sunt neapărat azotat de amoniu, dar sunt produse într-o fabrică și am încercat și, nu știu,
nu pot să spun că am fost extraordinar de mulțumit. În orice caz, este posibil să extindem suprafața, dar nu înainte să fim siguri că suntem în direcția bună din punct de vedere producții. După cum vă spuneam, anul ăsta, cel puțin la Floarea Soarelui, spre exemplu, am avut niște producții foarte bune, cele mai mari de până acum în ultimii 4 ani. Și da, suntem încântați. Au fost ani în care am avut producții bune la mazăre, foarte bune, anul ăsta n-a fost neapărat cazul. Deci vrem să vedem pe un multianual că ne stabilizăm într-o zonă de confort și atunci, da, de ce nu, poate că o să extindem. O să vedem și ce vine din punct de vedere legislație, din, adică politica bună, care mă rog, este într-un fel așteptată și se tot discută. Și exact, să vedem ce vine de la Uniune, în măsura în care o să existe obligativitate ca să cultivi ecologic un anumit procent, atunci noi suntem, zic eu, foarte pregătiți și vom putea extinde foarte repede în toate termenele pe care le avem fără probleme. Văd că sunteți optimiști pentru partea a doua a anului, perspectivele pentru finalul anului, s-a făcut chiar un upgrade acolo la BVC, veți da și rezultate la trimestrul 3, deci trebuie să urmărim cu atenție, nu, rezultate la trimestrul 3, vom ști mai exact dacă veți depăși sau nu, să spunem, ce prognozați. Suntem optimiști. Da. De asta am zis că nu e mult de comentat aici. Eu o singură întrebare mai aveam, suntem la final și las și pe Tiberiu, cu irigațiile sunteți în linie, nu cu ce v-ați propus, pentru că e clar că seceta poate influența și am văzut și anul ăsta în diferite zone din țară cum afectează, mai ales la porumb am văzut. Da, suntem în linie. Deja în ferma Frumușani vă spuneam că sunt aproape 300 de hectare și deja am identificat și o altă suprafață de tot așa 100-200 de hectare într-o altă fermă unde suntem în studiu, să zic așa, vrem să luăm autorizațiile necesare. Dar o să povestim mai mult în cazul în care, sigur, mergem mai departe, se concretizează. Încercăm să mergem pe direcția asta cât putem, de mult. Eu aș mai spune legat de, foarte scurt, legat de irigații, asta ne-a permis și nu știu, probabil că am putea da un pic ceva detalii, Liviu, ne-a permis să începem și un proiect. Chiar așteptam niște noutăți, că mereu dați la Field & Market ceva în premieră și chiar așteptam. Da. Chiar este în premieră. Păi, hai să zicem, da, deci încercăm, am încercat de fapt anul ăsta, am avut un proiect pilot pe zona de legume, să le spunem tehnice, sunt cartofi de chips, mai sunt și alți fermieri care fac. Este cerere pe zona asta, mai ales de cartofi timpuriu și proiectul a mers pilot, să zic, pe o suprafață mică, a avut succes, am avut o producție, să zic, bună și relația cu clientul, să zic, este bună și vrem să extindem anul viitor. N-am dat detalii în raport, e în premieră. O să vă ținem la curent cu cum evoluăm. Irigațiile îți permit, ce vrea probabil să spună Iulian, este că irigațiile îți permit să mergi și către altfel de culturi, high value, să spunem, și încercăm să profităm, chiar dacă sunt doar 300 de hectare, poți să multiplici de mult mai multe ori profitul dacă te duci și către altfel de culturi. Și o ultimă întrebare pe care vreau să mă iau acum din chat. Voi raportați din timp în timp contractele pe care le semnați și avem o întrebare care e foarte pertinentă. Aceste sume se văd în, sau ar fi trebuit să se vadă în prima jumătate a anului sau se vor vedea când se vor încasa după livrarea producției? Automat în a doua parte a anului. Deci, practic, noi semnăm în avans, în regim forward, se semnează contractul, prețul e fix, promitem că livrăm o cantitate, pe măsură ce recoltăm începând cu iulie, după cum spuneam, foarte, foarte rar la sfârșit de iunie, livrăm, începem să încasăm și așa mai departe. Deci executăm contractul și încasăm banii și raportăm venituri. Aș vrea să spun că întrebarea e formulată de așa fel încât pare că
facem raportele acestea să ne lăudăm cu ele, dar suntem obligați să raportăm. Da, nu doar ne place să se audă așa despre. E foarte bine punctat și eu tot am întrebat, domnule, dar chiar trebuie să anunțăm lucrurile astea și se pare că suntem obligați. La noi ăsta este specificul. Deci noi vindem ca lucruri mari de marfă și sunt valori foarte mari. Și atunci automat trebuie să raportate. Da. Bun, ne-am lungit peste program, dar a fost foarte interesant, așa că vă mulțumim mult și mult succes, Iulian și Liviu, pe viitor. Vă mai așteptăm să comentăm împreună cum dezvoltați voi acest business, iată, conform planurilor și care, iată, pare din ce a spus astăzi destul de clar, pare pe un drum clar bun. Numai da. Succes vă dorim pe viitor. La revedere! Mulțumim, la revedere! Încheiem astăzi ediția de acum și vă dăm întâlnire mâine, evident, la aceeași oră. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere!